Toate locurile de joacă din Târgu Jiu au fost închise prin decizia Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Acestea au fost delimitate și supravegheate de polițiștii locali, astfel încât nimeni să nu aibă acces în spațiile de joacă. Una dintre măsurile care s-au luat în Comitetul Local pentru Situații de Urgență a fost închiderea locurilor de joacă, acolo unde există riscul aglomerării de persoane, unde există riscul ca persoanele care intră în acele locuri de joacă să ia contact cu suprafețele din acele locuri de joacă și există riscul infectării cu virusul COVID-19. Totodată, aceste locuri de joacă vor fi dezinfectate de către municipalitate pentru a fi în siguranță. În plus, străzile, trotuarele din oraș au fost spălate cu clor. În piețe s-a făcut de asemenea dezinfecție. O altă măsură de precauție a fost luată după ce autoritățile au constatat că sute de oameni se înghesuie în mijloacele de transport în comun dimineața la ora 6 și la prânz, când se schimbă turele la marii angajatori din oraș. Așa că Societatea de Transport în Comun a luat decizia de a suplimenta numărul de autobuze în aceste zone. În loc de un singur troleu, sunt trimise pe acest traseu 3 sau chiar 4, totul pentru ca oamenii să nu stea în aglomerație. Considerăm că este normal să avem minim 3 mijloace de transport în comun ca să respectăm indicațiile legale, ceea dar nu depăși 50 de oameni adunați în același loc. Am considerat că mai sunt și cei din zona de nord de la Tego și este bine pe perioada la care societățile respective schimbă turele să suplimentăm numărul de mijloace de transport în comun pe raționalul pe care vi l-am spus mai devreme. În plus, toate autobuzele sunt dezinfectate după fiecare cursă, iar suprafețele atinse, barele de susținere, scaunele, ușile de călători sunt curățate cu spirit.